Sincer, acum, eu cât merg la un eveniment sau o nuntă sau undeva și se mai pune cât o manea, mi-e place muzica lăutărească foarte mult și anumite manele, dar din cele vechi, știi, nu-mi plac astea noi. Eu la petrecerea ascult și manele vechi, dar și manele noi, acum, de ce să-mi mint? Adică, nu, chiar prea dacă... rezonez eu cu, nu, mie îmi place muzica lăutărească, și anumite manele, că sunt unii dintre ei sunt foarte buni cântăreți. Așa e, mulți au voci foarte bune și uite, spre exemplu, eu acasă, eu n-aș putea să ascult așa o manea pur și simplu, dar la petreceri, în momentul în care... Și acasă nu, dar dacă merg undeva la unde se ascultă, mai intră câte o manea, nu mă strând astea cu gene pe nu mai pot, știi? Da, da, da. Dar nu știu dacă tu pățești la fel, dar la petrecerea la care merg eu, în momentul în care s-a dat play la o manea, toată seara se vor asculta manele, adică nu te mai întorci din punctul ăla. Adică odată ce ai dat play la o manea, nu mai există alt gen de muzică. Poate maxim, nu știu, mai punem Boogie Mafia sau ceva la mișto, așa, dar... Sau Rheinstein. Da, nu, de la manele la Rheinstein niciodată. De la Rheinstein la manele poate, dar de la manele nu te mai întorci la Rheinstein.